mă tot uit pe TikTok-ul tău și acum de când ți-ai schimbat tu corpul, bine, ți l-ai schimbat de vreo câteva luni. Mi-am mantat aici și mi-am pus capul pe alt corp. Când te-ai dus? Foarte larg, mă îmbrac așa, nu vreau să fiu mai low-key, nu mai vreau să îmi arăt așa corpul mereu, știi? A fost o perioadă în care te vedeam numai... Da, a fost o transformare și na, eram și mândru de mine, voiam să mă confirm într-un fel eu pe mine, știi? Dar acum sunt ok, abia aștept să ajung la 90 kg, am alte planuri, nu mai vreau să, știi ce zic, dar lucrez pentru mine, să arăt cât mai bine. Care-i transformarea asta voastră? Că nu ești primul pe care îl aud că zice nu mai vreau să mă arăt, nu știu cum, în online, nu mai vreau să mă pensez, nu mai vreau să fac asta. Nu, vreau să mă îngrijesc în continuare, numai că nu mai vreau să devin așa de, să postez atât de multe poze cu mine dezbrăcat, știi ce zic? Că, ok, adică e un flex că muncești să arăți așa, știi ce zic? Dar nu trebuie să exagerezi. Niciun lucru făcut cu exagerare nu mi se pare bun, știi? Inclusiv ăsta. Dar știi ce voiam să te întreb? Că toată lumea, dacă te uiți în comentarii, și clar, trebuie să le vezi și tu, zice că tu, de fapt, ai trecut prin transformarea asta pentru că ai suferit. Mamă, așa? Băi, știți care e adevărul? Vreți pur adevăr? Adevărul este că în momentul în care nu mai ești cu o persoană, ai mult mai mult timp pentru tine. Știi ce zic? Și în momentul în care tu ai mult mai mult timp pentru tine, îl investești să fii cea mai bună versiune a ta. Și eu simțeam că dantura, freza și mecheră pe care mi-o face Alin de la Vagabond by Jordan Haumau, shout out, așa, și corpul îmi lipseau. Și am zis, ok, trebuie să modificăm chestia asta, am mult mai mult timp la dispoziție să-l investesc în mine, ok, let's do this. Și am aproape un an de când fac treaba asta, de când fac sală și eu zic că am evoluat foarte, foarte repede și foarte, foarte bine de la cum eram până în momentul de față. Adică m-am schimbat cu totul, și mental și fizic. Nu e suferința la bază, să trecem o dată peste asta. Este ceva omenesc să suferi, nu, după o despărțire. Adică cred că orice om suferă, dar e o suferință din asta așa, care na, variază de la om la om și care durează un anumit timp, știi ce zic? Acum eu ce înseamnă, că sufer în continuare, fac sală, e o asociere din asta super mega greșită.